Mama m-a învățat întotdeauna că pentru a schimba ceva trebuie prima dată să recunosc problema aia. Și schimbarea la o chestie pe care nu o recunoaștem este aproape imposibilă. Și o să încerc să vă povestesc așa una dintre de, realitatea într-una din comunitățile în care noi lucrăm, rugându-vă să faceți un exercițiu de empatie să, da, și să vă gândiți că sunteți unul dintre oamenii care locuiesc în respectiva comunitate. Comunitate undeva la vreo 250 de km de București, în județul Bacău, uite dacă mă laugura pe dinainte. Uh, undeva pe undeal este un sat. 1200 de oameni, după cum v-am zis, trăiesc acolo, dar cu o vârstă medie de aproximativ 40 de ani. Copii foarte mulți, aproximativ 300 și ceva de copii de vârstă școlară de preșcolară și școlară. Școala are 100 de metri pătrați. Atât are. Două clase de școală, holul a fost transformat în clasă, grădinița are 2 pe 6, ca lungime. Nimeni în clasa 4 -a nu știe să scrie, să citească. Nimeni. În momentul în care pleacă într-a cincea în altă școală, da, abandonul începe să apară destul de mare. Să nu credeți că participarea în 1-4 este destul de mare. Cu toate acestea, toți au un catalog note peste 8. Da? Și toți sunt prezenți. Însă, realitatea arată cu totul altceva. În clasa 5 -a, lucrurile se schimbă un pic, abandonul începe să, să crească pentru un simplu motiv că, uite, da, distanța e destul de mare. Microbuzul școlar de foarte multe ori nu poate răspunde nevoilor și e destul de, de, complicat. Ei sunt trecuți de foarte multe ori până în clasa 8 -a. tot nu știu să scrie, să citească. Da, în clasa 8 -a se cam termină traiectoria lor școlară. Niciunul nu merge la liceu, niciunul nu merge la facultate. Cea mai înaltă meserie din respectiva comunitate e să fii crescător de animale. Cam asta e realitatea într-o dintre comunitățile în care noi lucrăm. Sunt câteva sute de genul ăsta în România. Zile trecute la Sibiu, colegii noștri de la UFSCDI, dacă zic bine, da, ne-au arătat o, o schemă în care ne-a arătat ce se întâmplă cu o cohortă. Dintr-o cohortă născută în 2002, doar 20% mai rămân în sistem educațional terțiar. Am 2% fac performanță. Culmea că noi ne lăudăm cu aia 2%. Restul de 98%, Dumnezeu cu mila. 40% sunt analfabeți funcționali în România. Oameni buni, 40%, 60% în comunitățile cu romi. Francezii au făcut un pic altfel cu vreo 50 de ani în urmă. Aveau probleme relativ similare și au investit foarte mult în educație timpurie. Culmea că sistemul lor de reformă s-a bazat pe educația timpurie. Efectul a fost că au făcut un schimb fantastic de calitate pe tot sistemul educațional și, întâmplător sau nu, este singura țară din Uniunea Europeană cu creștere demografică.